Bună ziua! Facem astăzi musaca grecească cu carne și cu vinete. Vă invit să urmăriți rețeta. Puțin ulei de măsline. O să prăjim ceapa. Prăjim cam 5 minute. Punem și usturoiul. Adaug și carnea de vită și de porc. 50 la 50. Scurțișoară, sare, piper și cimbru. Lingură de paste tomate. O să pun și o lingură de paste de ardei. Punem și pulpă de roșii. Lăsăm să se facă și când este gata, potrivim de sare, piper, vedem dacă mai are nevoie de puțin cimbru. Lăsăm să se facă. Vinetele o să le tai cam de 6 mm grosime, deci nici gros, nici subțire, cam așa. Așa le-am curățat. Deci nici curățate întregi. Le presar cu sare, toate. Și le las puțin cu sare, 5 minute. Dacă nu vă grăbiți, se pot pune într-o sită și lăsat așa cam 20 de minute. Se pot tăia și rondele dacă doriți. Acum, după ce iese apă din ele, se șterg, se pune în făină și se prăjesc, dacă doriți așa. Mai este varianta care îmi place mie, o pun, le șterg de apă și le pun la cuptor. Cu puțin ulei, deci nu le prăjesc la aragaz. Peste carne o să punem și puțină mucșoară, deci cam o jumătate. Cartofi spălați, curățați, cam 4. O să-i șterg bine de apă și îi prăjim cu puțin ulei. Se prăjim cât să aibă doar o culoare frumos. Deci nu trebuie prăjit complet. O să îngă o tavă cu o folie de hârtie în care o să aranjez vinetele care le-am șters de apă. Sarea a scos apa din ele, o să le șterg și le punem în tavă. Ungem din nou cu foarte puțin ulei și punem la cuptor la 200 de grade. Așa o să prăjim, între ghilimele, vinetele în 2 linguri de ulei de măsline, atât. Am prăjit și pe cealaltă parte cartofii, acum o să-i scoatem pe un șervet absorbant. A doua variantă, deci vinetele, după ce au stat și au ieșit apă, și a ieșit apa, le punem prin făină, scuturăm puțin să se ducă surplusul și le prăjim. Prăjim în ulei fierbinte pe o parte și pe cealaltă. Așa nu o să absorbă mult ulei. Și v-am arătat amândouă variantele. Eu o folosesc pe cea de la cuptor, în general. S-a prăjit prima dură, continuăm cu celelalte la fel. O să facem bașamelul. Am nevoie de 1 litru de lapte, 2 gălbenușuri, parmezan o să am nevoie de cam 100 de grame, piper și făină, 100 de grame, cu unt, 100 de grame. Am pus untul la topit, la foc mic,
Când s-a topit, să punem făină. Am amestecat bine cu untul făina. Acum să punem puțin câte puțin lapte. Deci nu tot deodată. Punem așa până terminăm. Am terminat de pus laptele, amestecăm și să fiarbă. O să punem puțin piper. Și în ocușoară foarte puțin. Sare nu punem, pentru că în parmezan este sare. Imediat este gata. Îl luăm deoparte. Mai trebuie puțin. S-a îngroșat destul de bine. Luăm deoparte. Punem parmezanul. Deci l-am luat de pe foc. Și amestecăm bine. L-am amestecat bine. Să pun călbenușile, dar trebuie să amestecăm foarte, foarte bine. Repede. Este gata. Asamblăm toate. Punem un strat de cartofi într-o tavă. Peste cartofi punem un strat de vinete. Peste carne punem două polonicuri de bașamel și le amestecăm. Și îl punem peste vinetele din tavă. Să punem carnea și o nivelăm. Punem din nou un strat de vinete. Foarte puțin am presat cu sare, nu vreau să arăt. O să punem bașamelul peste tot. Și nivelăm. Nivelăm și parmezanul. Scuze. Bașamelul și deasupra punem parmezan, încă puțin. Presărăm încă puțin parmezan și dăm la cuptor la 180 de grade până vedem că are o culoare frumoasă. 30 de minute, 40, vedem. La cuptor. Este gata. A stat 45 de minute la 180 de grade. Sacaua noastră de vinete cu parmezan și cartofi este gata. O să găsiți tot ce am folosit sub video. Mulțumesc că m-ați urmărit și la revedere!